judoca slătinană de la ACS Budo Slatina a câștigat 15 medalii la campionatul național de karate copii de la Oradea, 6-13 ani. Sportivii noștri s-au întors cu 3 medalii de aur, 9 de argint și 3 de bronz. Au participat peste 300 de copii și peste 30 de cluburi, ACS Budo Karate Slatina menținând Slatina pe podiumul național, pe cluburi ocupând locul 5. Slătinenii au fost selectați în lotul național pentru a participa la campionatul mondial ce se va desfășura peste 3 săptămâni. Cadrele didactice din învățământul preuniversitar de matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, informatică, tehnologii, învățători pot primi anul acesta circa 100 de burse de participare în cadrul Conferinței Naționale a Comunității Educație pentru Științe. Cea de-a doua ediție, care va avea loc în perioada 3-4 noiembrie la Biblioteca Națională a României, sub titlul STEM Parteneriat pentru Calitate, se bucură de participarea unor invitați din partea unor universități prestigioase din țară și străinătate, a institutelor de cercetare, experți în domeniul științelor educației, membri ai unor proiecte și rețele educaționale europene, decidenți din domeniul politicilor educaționale. Direcția sanitar-veterinară Olt a început controlele în fermele de păsări din județ pentru a verifica dacă sunt folosite insecticide pe bază de fipronil, deoarece nu este permisă utilizarea lui ca și substanță antiparazitară pentru păsările și animalele destinate consumului uman. Au fost prelevate ouă din toate fermele de găini ouătoare din județ, cât și din sectorul de comercializare. În urma investigațiilor de laborator efectuate pentru determinarea pesticidelor, buletinele de analiză au indicat o valoare sub limita admisă. Astăzi se împlinesc 20 de ani de la trecerea în neființă a Vocii de Aur a Olteniei. Sebastian Domozină s-a născut pe 15 iulie 1938 în comuna Ianca, județul Olt, a avut peste 1000 de transmisiuni radio, devenind unul dintre cei mai iubiți comentatori sportivi. A trecut la cele veșnice la data de 10 octombrie 1997 în orașul Craiova. În semn de apreciere, în anul 2002 a fost declarat cetățean de onoare post-mortem al municipiului Craiova, un an mai târziu primăria din Ianca dezvelind o placă memorială la sala de sport Sebastian Domozină și declarându-l post-mortem cetățean de onoare al comunei natale. Primăria municipiului Caracal a scos la concurs postul de muzeograf gradul 1A în cadrul Muzeului Romanațiului. Candidații trebuie să aibă studii superioare în istorie sau studiul patrimoniului și vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 7 ani. 20 octombrie este termenul limită de depunere a dosarelor, concursul fiind organizat pe 30 octombrie proba scrisă și 3 noiembrie interviu.